Da, atunci a fost rău de tot pentru toți. A fost un cutremur, da. Da. Așa rău influențează cutremurul? Foarte. Foarte rău. Păi, mi se pare că peștii sunt primii șponoșobolani. Peștii sunt primii care, dacă simți vreodată că începe nenorocirea și săi, tu, eu am prins cutremure pe baltă, că am stat eu cu băți. Știi, începe. Tot pe standul 20 am pățit-o. Tot pe standul 20 am pățit-o. Înainte, cum să zic, înainte, la începutul perioadei, erau standurile foarte dezechilibrate. Și eu încercam pe standurile proaste, înainte de concurs, să nădesc. Și nădeam, știa toată lumea unde nădim. Nădeam standurile proaste, numai standurile proaste. Mai zic, să fie totuși echilibrat. Dădeam genul la 24, 23, 24 să împartă, nădeam. Nădeam la 14, 13, 14, la 16. Nu să te gândi că nădeam, că știam că trag eu acolo. Eu oricum nu trageam acolo. Mai zic, și eu am tras standul 20. A venit un băiat pe standul, le și spuneam unde să dea, unde a fost nădit. Să ducă să fie echilibrate standurile, știi? Că nu știai sectorizare, nu știai. Da. S-au dus oamenii, au prins pește, să băteau cu mine. Nu eram pe standul 20, atunci 20 era în sector cu 24. Păi noi am picat pe standul 20, eu am picat pe 24. Am început concursul, 2 de 15 rapid, peștele era acolo așa. A fost și concurs scurt, noaptea am avut, am prins și noi, noaptea am avut cu trenul, n-am prins nimeni nimic. Să trec concursul, gata, ce să mai prins. Deci influențează mult, știi, uite, foarte. Asta nu eram în, nu știam, e nu eram foarte. În măsură să o spun sau să o afirm chiar, nu, nu, e nu eram. Dacă începe cu trenul, da.